Ciucă, deci este la un nivel foarte, foarte înalt, demn de amploarea și de importanța acestor clipe extraordinare pe care le trăim aici, la începutul sezonului franco-român, în aniversarea 100 de ani României reunite, întregite și în centenarul, puțin după 11 noiembrie, a sfârșitului primului război mondial. Publicul a fost uimit de sunetul pe care un cor românesc poate să îl emită. 55 de ani care stau în spatele corului Madrigal nu sunt puțin lucru, iar experiența acestui tip de cânt pe care noi îl promovăm cu foarte mare seriozitate dă rezultate. Catedrala Domnului Invalizilor, Domn Dezinvalid, a răsunat în cel mai frumos și sensibil mod posibil în fața unui reviem al speranței, reviemul lui Fore. Cu atât mai mult cu cât, având și o orchestră în față, corul Madrigal a ieșit în atenția publicului și a transmis emoția pe care un reviem în spatele mormântului lui Napoleon o poate emite. Reacțiile pe care le-au avut toți oficialii participanți au fost, este un cor extraordinar. Ce l-am ales pentru începutul acestui sezon? Știți cum este când vă place o muzică, încerci deja să o propui. Am propus celor de la sezon și mi-au spus începem cu un requiem, Fore, da? Și atunci am spus, Fore a zis, nu este un requiem pentru morți, este un requiem pentru cei care trăiesc. Deci este un requiem de speranță, de bucurie. Musicien, même choriste, et je peux dire que c'est vraiment, on atteint là le sommet vraiment de la délicatesse, de la précision dans l'exécution, etc. C'est vraiment un chœur extraordinaire, vraiment extraordinaire. Les œuvres, des œuvres extrêmement complexes. La première partie, c'était des œuvres très difficiles. Le Requiem de Fore, c'est quelque chose de plus connu, qu'on entend souvent, c'est moins complexe. Mais l'ensemble est vraiment absolument merveilleux et avec l'orchestre, ça allait vraiment à merveille. C'était absolument fantastique, fabuleux, une harmonie, vraiment des sons extraordinaires, très précis. Et c'était juste une sensation de couleur et d'harmonie, de plénitude. Sérénité, vraiment on a eu le sentiment d'être porté par cette musique incroyable et ces chanteurs sont extraordinaires. Le calange, on voit le travail très précis aussi de la chef de chœur qui est vraiment dans tous les gestes et ce suivi, c'était absolument merveilleux. J'ai adoré le mélange des voix du Madrigal, c'est très rare que les voix soient mélangées de cette façon-là, vraiment. Ils arrivent à faire une seule voix avec toute leur voix, ça m'a vraiment frappée. Et puis beaucoup de pureté, comme ça, très, très aérien. C'est vraiment un chœur, je crois que je n'ai jamais entendu un chœur aussi magnifique. Vraiment très, très beau. Anul acesta sunt 50 de ani de la primul turneu pe care Madrigalul l-a făcut la invitația președintelui Charles de Gaulle în Franța. 50 de ani, uitați-vă, o jumătate de secol și corul este din nou în activitate. Dacă Madrigalul ar putea fi comparat cu o bijuterie,
mă simt într-un fel custodele acestei valori românești, acestei idei sublime. După dispariția tatălui meu, mi s-a părut mai mult decât normal să-mi asum garanția continuității la un nivel cât mai înalt a activității corului Madrigal și asta s-a întâmplat pe de o parte prin noua generație de coriști care a venit în Madrigal și mai ales cu reorientarea unei părți importante a activității corului Madrigal către programul național Cantus Mundi, în așa fel încât să poată să dăruiască noilor generații ceea ce de multe generații corul a primit.